accident de circulație a avut loc astăzi pe defileul Jiului în județul Gorj. Conducătorul unui autocamion a fost rănit după ce mai multe stânci s-au desprins de pe versanți și au căzut pe cabina autocamionului. Pentru descarcerarea bărbatului în vârstă de 27 de ani, la fața locului s-au deplasat pompierii detașamentului de pompieri din Petroșani. Am fost solicitat să intervenim pe defileul Jiului la 10 km de subunitate pentru intervenția la o descarcerare la un auto utilitară care se deplasa pe direcția de mers Târgu Jiu-Petroșani. Am ajuns la fața locului cu auto specială de descarcerare și un echipaj smurt. Am constatat că auto utilitară era lovită în partea stângă, era pe direcția de mers Târgu Jiu-Petroșani și nu erau persoane încarcerate. Victima accidentului rutier a fost transportată la Spitalul de Urgență din Petroșani pentru a i se acorda îngrijiri medicale. Starea pacientului adus din accidentul de circulație de pe defileu în momentul acesta este stabilă din punct de vedere hemodinamic. În urma examenului clinic prezintă un traumatism craniofacial acut închis și un traumatism toracic. Va urma filiera noastră, adică radiografiile de craniu, de coloană cervicală și de torace, urmând apoi ca să decidem dacă va rămâne internat sau va pleca. Polițiștii de la Poliția orașului Bumbejiu au demarat verificările pentru a stabili cauzele în care s-a produs accidentul. Bărbatul a povestit cadrelor medicale că o stâncă ce s-a desprins de pe un versant a căzut pe cabina autocamionului, acestea fiind condițiile în care s-a petrecut accidentul. Polițistul Adrian Suciila este cercetat în stare de libertate. Asta după ce magistrații Tribunalului Hunedoara au respins recursul procurorilor de ICOT și au decis că nu se impune arestarea preventivă a acestuia. Suciila a ajuns din nou la tribunal după ce procurorii de ICOT au atacat cu recurs la Tribunalul Hunedoara decizia judecătoriei Petroșani de a-l judeca în libertate pe polițistul Adrian Suciila în dosarul în care este acuzat de pornografie infantilă. Când cere arestarea unei persoane și vrei să-l privezi de libertate, trebuie să vii cu ceva concret, nu? Eu așa știu că funcționează organele de urmărire penală în țara asta. Nu le iei la arunci în arici și după aia îi cauți probe. Ești dezamăgit de probele aduse de ICOT? Eu nu sunt dezamăgit, pentru că trebuiau de probele aduse? Da. Când aduse? Asta e întrebarea, când aduse? Probele pe care își bazează cererea de arestare preventivă. Păi într-o probă din aia putea să fiți dumneavoastră într-o poză aflată la undeva pe un munte, da? Și o găsea la mine în laptop. Și venea ICOT-ul și spunea, o dădea deoparte și spunea are 22, 21 sau 18 ani. Hai să facem dovadă. Cine a făcut fotografiile alea, ce vârstă aveau persoane de fotografie, cu acordul cui, în ce calitate au fost postate pe internet, de către cine. Adică nu doar Suciila avea acces de ele, avea acces de întreaga Românie. Până la corect, avea acces de întreaga Românie, întreaga populație. Dar de la accesul ăla până la delimitatul că ăla e copil, ăla e minor, fă o cercetare. Potrivit procurorilor de ICOT, Adrian Suciila este un pericol social. Ce susține ICOT-ul? De ce trebuie să vă aresteze? Pentru că sunt un pericol public. Pentru că probabil societatea s-a indignat, cu toate că acele fotografii nu au fost făcute publice, era culmea, mai de așa răspândire. Nu au fost făcute publice, n-a știut nimeni, s-au descoperit cu ocazia prechizițiilor informatice, n-am ascuns un mijloc de stocare, n-am negat absolut niciodată nimic, că lume sunt acolo, nu sunt sub foldere anume, minori, nu s-au găsit sub alte denumiri, poze, unde erau și ale mele de familie, au luat grămadă, le-am mutat dintr-o parte în alta. La sfârșitul săptămânii trecute, magistrații judecătoriei Petroșani au stabilit că Adrian Suciila să fie judecat în libertate, având interdicție de a părăsi localitatea de domiciliu pentru 29 de zile, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a tranșat vineri problema de competență apărută între instanțele hunedorene. Petrileni obligați să revină la biroul de taxe și impozite. După ordonanța guvernului care prevede ca primăriile care au datorii sunt obligate să mărească taxele și impozitele locale, cei din administrația locală de la Petrila s-au supus. Astfel, petrilenii care au plătit deja taxele și impozitele pentru acest an sunt nevoi să achite și diferența, asta după ce la Petrila taxele au fost majorate cu 16%. În primul rând, taxele și impozitele pentru cetățenii din orașul Petrila au fost mărite printr-o hotărâre de Consiliul Local de săptămâna trecută. Inițial am dat o hotărâre în Consiliul Local
cu menținerea taxelor și impozitelor din anul anterior, dar a apărut ordonanța Guvernului numărul 8, prin care se impune ca toate primăriile care au datorii să mărească taxele și impozitele la terenuri și clădiri cu 16,5%. Ne-am încadrat și suntem obligați să respectăm legile țării și am adoptat o asemenea hotărâre de Consiliul Local. Primăria orașului Petrila are datorii de peste 40 de miliarde de lei vechi. În primul rând este vorba de un credit accesat de administrație, dar și datorii curente. Datoriile primăriei Petrila, la ora când vorbim, sunt de aproximativ 40 de miliarde, 33 de miliarde datoria la împrumutul care l-am accesat pentru derularea proiectului integrat, reabilitare și modernizare drumului în orașul Petrila și restul datorii curente și arierate din anii și perioada anterioară. Astfel, după ce taxele și impozitele locale au fost mărite la Petrila, peste 1.000 de persoane vor fi nevoite să facă cale întoarsă la ghișeul de încasare a dărilor. Până la data când am adoptat hotărârea cu mărirea taxelor și impozitelor, se prezentase și au plătit taxele și impozitele un număr de peste 1.300 de cetățeni ai orașului Petrila. Vreau să mă laud, chiar dacă nu dă bine, dar o fac, prima chitanță în fiecare an de când sunt primar este a mea sau pe numele meu și va trebui pentru cei 1.300 de cetățeni să îi invităm, să recalculăm și să plătească diferența, dar este totuși un avantaj că beneficiază de acea bonitate sau bonificație sau reducere cu 10% a acestor taxe până la 30 septembrie. În primă fază, consilierii locali de la Petrila au decis ca valoarea taxelor și a impozitelor să rămână neschimbată, însă după ordonanța de urgență a Guvernului, cei din legislativul petrilean au trebuit să revină asupra hotărârii. De vineri, cei care încalcă regulile rutiere plătesc mai mult. Șoferii indisciplinați vor fi obligați să dea și bani și să piardă și puncte. Un punct de amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, ceea ce înseamnă că valoarea unui punct de amendă devine 75 de lei față de 70 de lei cât valora până acum. Cele mai mari amenzi de circulație pentru persoanele fizice se aplică dacă circul cu un autoturism a cărui inspecție tehnică periodică a expirat, dacă transporți pe locurile din față copii mai mici de 12 ani sau animale. Nu mai sunt permise nici dispozitivele antiradar. În plus, cei care sunt prinși băuți la volan, ori cei care nu opresc la trecerea cu calea ferată sau vitezomanii care depășesc cu 50 de km pe oră viteza maximă, riscă 1.500 de lei amendă și suspendarea permisului 90 de zile. Nu sunt iertați nici cei care vorbesc la telefon, care trec pe roșu sau care nu dau prioritate pietonilor. Consilierii locali de la Petrila au aprobat în ședință de Consiliu criteriile de acordare a apartamentelor din blocurile sociale ce se construiesc pe raza orașului. Cei care solicită astfel de locuințe trebuie să îndeplinească mai multe criterii, iar apartamentele vor fi repartizate în baza unui punctaj. Criteriile pentru acordarea locuințelor sociale sunt un pic mai complexe, ele fiind prin destinație sociale, se adresează persoanelor care au un număr mai mare de copii, persoanelor care nu au locuințe și au spații închiriate din domeniul privat și persoanelor care au venit și s-au angajat în instituțiile publice. La primăria orașului Petrila s-au depus sute de cereri pentru o locuință socială. Avem câteva sute de cereri depuse în acest sens. Reprezentanții administrației locale de la Petrila speră ca primele blocuri de locuințe sociale să fie date în folosință în luna iunie acestui an. Blocurile cuprind în total 64 de unități locative, dintre care 28 de apartamente cu două camere, 36 de garsoniere în regim de înălțime P+3. Teoretic, cele patru blocuri sociale din Petrila ar fi trebuit să fie finalizate în luna noiembrie anului trecut, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar viitorul este incert în ceea ce privește darea în folosință acestor imobile. Deși au trecut doar 4 luni de la debutul anului universitar 2012-2013, numărul studenților de la Universitatea Petroșani a scăzut cu 550.
Aceștia ori s-au retras de bunăvoie, ori au fost exmatriculați. Cei mai mulți dintre cei care au renunțat să mai frecventeze cursurile au plecat la muncă în străinătate, ori s-au retras pentru că posibilitățile materiale nu le mai permiteau să urmeze cursurile. Alții, după cum au precizat reprezentanții universității, au renunțat deoarece au considerat că specializările alese nu li se potrivesc. O parte dintre aceștia s-ar putea răzgândi și ar putea reveni anii viitori, speră dascălii de la Instituția de Învățământ Superior din Valea Jiului. În acest an, la Universitatea din Petroșani, perioada de înscriere a fost prelungită de mai multe ori, tocmai în ideea de a fi ocupate cât mai multe dintre locurile scoase la concurs. Până la urmă însă, acestea nu au fost ocupate în totalitate și, în plus, numărul studenților s-a rărit binișor. În lunile decembrie și ianuarie, jandarmii montani hunedoreni au aplicat aproape 70 de amenzi turiștilor care au ajuns în stațiunile montane din județ. Majoritatea sancțiunilor contravenționale s-au datorat tulburării liniștii și ordinii publice. Nu puține au fost însă și cele aplicate turiștilor care nu au respectat regulile de pe pârtile de schi. Asta pentru că unii nu au înțeles că nu au ce căuta cu sania sau cu alte mijloace improvizate de alunecare în zonele destinate doar schiorilor. Una peste alta, valoarea totală a amenzilor a fost în sumă de 5.000 de lei. Pe de altă parte, în scop preventiv, jandarmii montani au derulat și o serie de acțiuni de informare a turiștilor. În primele două luni scurse din această iarnă, peste 1400 de jandarmi au asigurat liniștea și siguranța turiștilor care au ajuns în stațiunile montane din județul Hunedoara. Încep lucrările la drumul de interes național care leagă Valea Jiului de Vâlcea. Asta după ce traficul din zona a crescut simțitor în ultima perioadă, imediat ce a fost deschisă cea mai nouă stațiune de munte de la Voineasa. Primarul din Petrila a dat asigurări că în primăvară încep lucrările și că din punctul de vedere al celor din Valea Jiului, o porțiune deja a fost reabilitată. De aproximativ 4 ani de zile tot discutăm de acest drum. Am reușit acum 3 ani, împreună cu domnul Gligor de la DEVA, președintele organizației PDL pe județul Hunedoara, să obținem aproximativ 30 de miliarde de lei, bani cu care s-au făcut prin Agenția Națională de Drumuri niște reparații în zona respectivă. Am ținut și țin în permanență legătura cu drumurile naționale Craiova. Chiar alaltă ieri am vorbit cu domnul director Lumezeanu și m-a asigurat că în mod sigur, în primăvara anului 2013, vor semna contractul și vor începe lucrările de reparare și modernizare acestui drum. Drumul spre Voineasa este considerat drum național și lucrările vor avea în vedere realizarea unei căi de rulare cu două benzi, rigole și parapeți. Suma pentru care a fost licitată lucrarea se ridică la 11,5 milioane de euro și noua cale rutieră va deschide drumul turiștilor care vin la munte. Pescarii din Petrila au un loc de agrement. Administrația locală a aprobat miercuri un proiect prin care li se permite celor care doresc să pescuiască pe un lac format în zona de deal a orașului. Reprezentanții unei asociații de pescari au cerut, iar consilierii au venit cu propriile reguli, dar până la urmă toată lumea va avea de câștigat. A prezentat o cerere, o scrisoare de intenție, o asociație sportivă a pescarilor amatori din Valea Jiului, o scrisoare de intenție pentru atribuirea în folosință gratuită a bălții dintre ramurile de funicular de pe dealul Malei, ramura 2 și 3. S-a dezbătut în Consiliul Local și s-a atribuit aceste asociații cu niște condiții care le-a, pe bună dreptate, le-a ridicat domnii consilieri, ca cetățenii din Petrila să nu fie îngrădiți ca să participe în zona respectivă la pescuit. Locația este una pentru agrement și locuitorii din Petrila vor putea să meargă acolo gratis. Pescarii însă vor să amenajeze locul și să organizeze acolo mai multe concursuri. Istoria, patrimoniul cultural, dar și principalele atracții turistice ale zonei sunt printre temele abordate de lucrarea care a fost prezentată ieri publicului hunedorian. Ieșită recent de sub tipar, lucrarea Județul Hunedoara, monografie, poate fi răsfoită deja de către curioși. Lansarea oficială a celor 3 volume ale monografiei a avut loc în foaierul Teatrului de Artă din Deva la ora 15. Din ziua în care ni s-a lansat provocarea, Biblioteca Județeană a făcut tot ce este posibil pentru ca în cel mai scurt timp Județul Hunedoara să aibă o monografie complexă realizată cu profesionalism, o monografie pe care acest județ o merită cu prisosință. Cei care o vor citi, cei care o vor răsfoi, vor putea vedea că această monografie cuprinde cam tot ce trebuie să știm despre județul nostru.
Evenimentul a fost de o importanță extraordinară și impact asupra vieții socioculturale hunedorene, cu atât mai mult cu cât monografia este una dintre cele mai complexe lucrări editate vreodată în județ. La materializarea acestui proiect cultural de excepție au pus umărul aproximativ 70 de specialiști din diferite instituții din județ, lucrarea fiind elaborată la inițiativa conducerii Consiliului Județean Hunedoara și a Bibliotecii Județene Ovidiu Însușianu din Deva. Ideea acestei lucrări a aparținut Consiliului Județean, care a avut inițiativa să propună realizarea unei monografii ample a județului Hunedoara. Asta s-a întâmplat în martie 2011, deci aproape nici cu 2 ani în urmă. Imediat s-a constituit un colectiv multidisciplinar format din specialiști de mare valoare din județ și am închegat un sumar, după care am început să ne întâlnim periodic, am lucrat cu foarte multă atenție, cu foarte multă minuțiozitate și într-un spirit de colaborare, pot să spun, impecabil. Poate chiar să mai adăugăm încă un volum, mă gândesc la agricultură, vânătoare, piscicultură, etc. Dar oricum sunt mulțumit, chiar astăzi sunt mândru că sunt cetățean al județului Hunedoara, că peste sute de ani se va vorbi despre județul Hunedoara, iar eu sunt unul ca și voi, ca toți, suntem în această perioadă concetățeni. Pentru cei prezenți la evenimentul de lansare, organizatorii au pregătit 200 de exemplare din toate cele trei părți ale monografiei, dar nu au fost de ajuns. Zeci de oameni s-au înghesuit să primească o copie a monografiei, încât au reușit chiar să răstoarne masa pe care erau așezate acestea. Duminică 3 februarie, în județul Hunedoara, va avea loc faza locală a Olimpiadei Școlare la Proba Biologie. Printre cele 6 unități de învățământ care vor găzduie examenul se numără și Colegiul Național Mihai Eminescu din Petroșani. Celelalte 5 sunt Școala Gimnazială Ovidiu Însușianu din Hațec, Școala Gimnazială Dominic Stanca din Orăștie, Școala Gimnazială Horia Cloșca și Crișan din Brad, Colegiul Național de Informatică Traian Lălescu din Hunedoara și Colegiul Național Sportiv Cetate din Deva. Examenele sunt programate a se derula între orele 10 și 12. Următoarea olimpiadă școlară, cea la proba de matematică, este programată a se desfășura în ziua de sâmbătă, 16 februarie. O expoziție ce incită admirația iubitorilor de animale cu sânge rece și îi lasă fără suflare pe cei mai înfricoșați, poate fi admirată de mai bine de o lună în incinta complexului comercial de lângă piața agroalimentară din municipiul Deva. Este vorba de o mică grădină zoologică bazată în mare parte pe reptile ce pot fi văzute îndeaproape și, eventual, fotografiate fiind unele dintre cele mai rare specii de târătoare, multe dintre ele admirate doar pe canalele de televiziune specifice. O varietate de culori, mărimi și forme și, în plus, liniștea ce domnește în sală, acestea sunt doar câteva dintre elementele ce alcătuiesc atmosfera în care pot fi văzute reptilele. Avem la 30 de animale, începând cu pitoni, vreo 13 șeregal, șel veninos, vipera de Gabon, pufăitoare, șel clopoței, varani specii, șopârle, crocodil, chiar un pui de crocodil. Am venit pe data de 10 decembrie și stăm cât o să meargă, nu știu sigur. Cele peste 30 de exemplare sunt adăpostite în cutii cu aranjamente ce aduc foarte mult cu habitatul natural din care acestea provin. Pentru a le întreține, proprietarul spune că are o fermă de șoareci, iar iepurii și porumbeii pe care îi cumpără sunt deliciile reptilelor sale. Prețul unui bilet pentru vizitarea expoziției de animale costă 3 lei, iar pentru serviciul foto se plătește 5 lei.